Accidentul a avut loc ieri după amiază din cauza unei șoferițe în vârstă de 27 de ani din Piatra Neamț care conducea un autoturism Dacia Logan. Tânăra nu a păstrat distanța de siguranță și a lovit în partea din spate un autoturism Renault condus de o femeie în vârstă de 50 de ani din Bicaz. În urma coliziunii, o tânără de 28 de ani, pasager în Dacia Logan, a suferit răni la cap și a fost transportată la Spitalul Municipal din Râmnicu Sărat pentru îngrijiri și investigații medicale. Cele două tinere locuiesc în București, iar ieri mergeau la Piatra Neamț pentru a-și petrece weekendul acasă. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.